Consilier, stimați invitați, mă refer în special la cei doi supleanți de astăzi, doamna Alexandru și domnul Luancea Ionel Gabriel, precum și reprezentantului televiziunii Exclusiv TV. Pentru început, vreau să vă anunț că la această ședință, domnul primar nu poate fi prezent, absența dânsului fiind justificată de motive de boală. Întrucât lucrările ședințelor de Consiliu trebuie să meargă mai departe, nu avem încă viceprimar care să-l înlocuiască de drept și în conformitate cu prevederile Ordonanței 59 per 2019 privind codul administrativ, cu permisiunea dumneavoastră, voi deschide eu ședința și voi prezenta aspectele care, în mod normal, ar fi trebuit să fie prezentate de primarul comunei, respectiv de viceprimarul comunei, care deocamdată nu este. Așadar, la ordinea de zi, convocarea a fost făcută de domnul primar în data de 19 noiembrie 2020, și anume, invitația transmisă dumneavoastră în aceeași dată pentru ședința ordinară de astăzi, 26 noiembrie 2020. La ordinea de zi au fost făcute următoarele subiecte. La numărul 1, depunerea jurământului de către supleanții ale căror mandate de consilier local au fost validate pentru componența Consiliului Local al Comunei Buciu, județul Bacău. La numărul 2, proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Buciu, județul Bacău, inițiator același primar. La numărul 3, proiectul de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Buciu. La numărul 4, informare cu privire la aducerea la cunoștință a consilierilor locali a informațiilor necesare pentru exercitarea mandatului 2020-2024, prezentare secretar general. Și la numărul 5, diverse. Dacă sunteți de acord, pentru început și în conformitate cu prevederile legale, să se facă propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință care va conduce lucrările. De acord? Da, da. Așteptăm propuneri. Domnul Țărțan și doamna Corneanu, da? Da. Propun că domnul Brădici Gheorghe pentru președinte de comisie. Președință. Doamna Corneanu. Nu am nicio obiecție, e foarte bine. E bine așa? Da. Punem la vot așadar propunerea formulată de domnul consilier Țărțoacă. Unanimitate de voturi, fără abțineri, fără voturi împotrivă, constat domnul Brădici. A fost ales președinte de ședință. Vă rog frumos, vă invit aici alături de mine, să vedem mai bine. Ați încălzit locul, da? Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru încrederea acordată. Țin să spun bun venit colegilor, noilor colegi în Consiliul Local Buciu și sperăm o colaborare bună pe parcursul mandatului. Pentru una desfășurare, supunem la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? Vă mulțumim. Dă cuvântul doamnei secretar pentru a ne expune primul punct al ordinii de zi. Propunerea de punere a jurământului de către suplianții ale căror mandate de consilier local au fost validate pentru componența Consiliului Local Buciu în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, aș dori să aduc la cunoștință că, prin încheierea numărul 2109, pronunțată în ședința din Camera de Consiliu din data de 9 noiembrie 2020, s-a dispus următoarele. În temeiul articolului 119 din OUG numărul 57/2019, se validează mandatele următorilor supleanți ce intră în componența Consiliului Local al Comunei Buciu. Oancea Ionel Gabriel, pe lista Partidului Social Democrat, și Alexandru Alina, pe lista Partidului
Alianța Liberalilor și Democraților. Prezenta a fost comunicată secretarului general al Comunei Bucium, prefectului județului Bacău. A rămas definitivă și prin urmare am să invit pentru depunerea jurământului în ordine alfabetică de data aceasta pe doamna Alexandru Alina. Am să vă rog mâna așa, cumva să prinde și Constituția și Biblia și pe Biblie. Nu sunteți ortodox? Nu, nu. Da? În regulă. Și să citiți jurământul. Mulțumesc. Pentru că nu atingeați Biblia. Nu, pe mine trebuie să țin mâna așa. Și... Haideți, doamnă. Jur să respect Constituția și regile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Bucium. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vreau să semnați în două exemplare. Acesta vreau să mă județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 117 din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019, privind control administrativ, cu modificările și completări ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul promot. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere, puterile și priceperea mea, pentru binele locuitorilor. Așa să mulțumesc Dumnezeu. Vă dăm cuvântul pentru a ne expune al doilea punct al ordinii de zi. Pentru cel al doilea punct al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind alegerea primarului Comunei Bucium. Viceprimarului, scuzați, Comunei Bucium, județul Bacău. Alegerea va avea loc în conformitate cu articolul 152.2 din ordonanța 57/2019 privind codul administrativ. Propunerea este următoarea, ca și modalitate de lucru. Domnul președinte, o să procedăm în acest fel. Se vor face din partea dumneavoastră, consilierilor sau grupurilor de consilieri, nu trebuia să vă constituiți deja în acte de ședință, propuneri pentru unul din colegii dumneavoastră în vederea alegerii acestuia ca viceprimar. Bineînțeles, pot fi formulate mai multe propuneri. Ele vor fi supuse la vot în ordinea formulării. Deci, după ce vă veți hotărâ cu privire la propunere, avem pregătite buletinele de vot, votul va fi secret, avem pregătită și o urnă în care vor fi introduse voturile, urmând ca, după ce se va vota, pentru 5 minute să suspendăm puțin lucrările ședinței, să în prezența dumneavoastră se vor număra voturile, să știm exact cine a fost candidatul ales câștigător. Dacă aveți ceva împotriva acestei propuneri formulată de subsemnata cu privire la procedura alegerii viceprimarului? Nu. Nu. Așadar, așteptăm domnul președinte pe bună. Vă rugăm să vă propuneți. Să faceți propunerea pentru funcția de viceprimar al Comunei. Doamna Forneanu, aveți cuvântul. Propun pe domnul Mihalache, fostul viceprimar, în continuare poate ocupa această funcție, bănuiesc, dacă dorește și dacă colegii vor fi de acord. Vă mulțumesc, doamna Corneanu, dacă mai sunt alte propuneri, vă rog.
E foarte simplu. Domnul... Deci, suntem la aceeași propunere ca doamna Corneanu, propunem pe domnul Mihalache Ion în funcția de viceprimar. Vă mulțumim, domnul Denciu. Având o singură propunere. Da. Domnul Mihalache. Totuși, trebuie să procedăm, chiar dacă propunerea a fost așa, să scriu pe fiecare buletin de vot în parte numele domnului Mihalache, pentru ca să respectăm procedura de alegere prin vot secret. Aceasta a fost doar o singură propunere. Să vedem dacă, ca urmare a votului secret, dânsul, într-adevăr, va fi ales viceprimar. Da, este vorba de câteva minute cât să completez cu opțiunea domnului pe buletinele de vot. Consider că sunt rezultatele muncii pe care le-am avut în perioada celor două mandate, mandatele precedente. Nu pot decât să vă spun încă o dată că mulțumesc foarte mult, nu o să vă dezamăgesc. Și închei prin faptul și aș face mențiunea că am fost propus din lider al opoziției și cred că este un exemplu pentru mulți lideri politici, chiar de la vârf, faptul ceea ce s-a întâmplat astăzi în Consiliul Local al Comunii Buciu. Încă o dată vă mulțumesc, doamna Cătălin, foarte mult. Asta la sentimentul nostru.
asta nu înseamnă că vot pe ultima de colegii din Partidul Politic pe care suntem, nu vă mulțumesc și dumneavoastră. Sunt convins că și alte propuneri, dacă nu așa, vedeam o propunere și din partea dumneavoastră. Închei prin la Aura, în locul colegii, bun venit, în cadrul colectivului grupului de Consiliu Local al Comunii Buciun. Și nu prin speranța pentru o colaborare foarte bună și fructoasă. Încă o dată, bun venit. Și chiar sunt bucuros că sunteți lângă noi. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumim, domnul viceprimar, și vă doresc succes. Mulțumesc. Dăm cuvântul doamnei secretar pentru a ne expune punctul 3 din ordine de zi. Proiectul de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Buciun. Pentru ca Consiliul Local, după declararea ca legal constituit, după completarea cu cei 2 suplanți, să poată să-și desfășoare activitatea în condiții corespunzătoare, pe lângă alegerea viceprimarului, deosebită importanță, o are și constituirea comisiilor de specialitate. După cum știți și din mandatele anterioare, cei care ați deținut calitatea de consilier local, Consiliul Local își organizează comisii de specialitate pe domenii de activitate. Domnul președinte, vă veți solicita propuneri pe numărul de comisii. Bănuiesc că v-ați constituit în grupuri, pentru că așa trebuia să fie de la început, dacă nu ne organizăm acum și formăm grupuri de consilieri, la propunerea dumneavoastră. Cine vrea să facă propunere pentru... Există formate grupuri de consilieri în funcție de configurația politică de la ultimele alegeri? Nu cred, doar pentru că... Există formate grupuri de consilieri? Atunci o să vă faceți grupurile de consilieri, da? Haideți să vă propuneți. O propunere, dacă... Haideți să vedem. La, am zis să menținem tot cele două comisii. Comisia pentru buget, finanțe, lucrări publice. Vorbeam de grupul consilieri, dacă aveți. Dacă nu aveți, vă puteți organiza în funcție de configurația politică de alege. O propunere din partea. Da. La grupul numărul 1, eu, domnul Denciu, domnul Antohie, domnul Mateiaș și domnul Mihalache. Și la grupul numărul 2, doamna Gligă, domnul Cibotaru, domnul Brănici, domnul Ancea și domnul Țărcioară. Adică se înțeleg că sunt două grupuri PSD. Și pe PNL, pe... Păi Comisia de comisie este cu totul altceva. Dar nimic, că putem face trei grupuri. Da, la grup? Dar nu puteți să divizați pentru că, cel puțin pe doamna Cornan și pe domnul Iorga, pentru că sunt din cadrul acelui aș... Deci trebuie să fie în același grup să intre. Da, repet încă o dată, adaugă pe... Deci la grupul 1, eu, Dencio, Antohie, Matiaș, Mihalache, da. Doamna Cornan și domnul Iorga. Dar suntem prea mulți, poate. Numărul comisiilor și denumirea domnului președinte. Cine vrea să facă propuneri pentru numărul de comisii al Consiliului Local al Comunei Buciun și denumirea acestor comisii?
Domnul Ciubotar, aveți cuvântul. Da, pentru Comisia de Buget. Câte comisii? Două comisii. Așa vă interesează și cum să se numească? Comisia Buget și Comisia Juridică. Buget Finanțe. Buget Finanțe, lucrări publice, prestări servicii și... Ca persoane. Deci supunem la vot numărul comisiilor și denumirea acestor comisii. Cine este pentru? Doamna Lindita? Da. Cine face propunerea pentru numirea... Deci fac o propunere, dacă sunteți de acord, pentru Comisia Buget Finanțe Lucrări Publice Prestări Servicii, are cărei componență se propune a fi următoarea. Doamna Grigă, Luța, domnul Ciubotaru Ionel, domnul Brănici Gheorghe, domnul Oancea Gabriel, domnul Țărțoacă Stelia, domnul Mihalache și doamna Alexandru, dacă sunteți de acord cu prima comisie. Iar la Comisia de Buget, care am prezentat-o, trecem la Comisia a doua, Comisia Juridică pentru Administrație Publică Locală, Învățământ, Protecția Mediului și Ordine Publică, a cărei componență va fi următoarea. Doamna Moldoveanu Gașcolodica, eu, Demciu, domnul Antoche Marica, domnul Matiaș Florin, doamna Corneanu, domnul Iorga și domnul Mihal. M-a repetat să dată juridicul, vă rog. Domnul Doveanu Gașcolodica, Demciu Iorga, Antoniu Marica, domnul Mateaș Florin, doamna Corneanu, Maria, domnul Iorga. De ce și pe cea de buget? Și cea de buget, doamna Ligă, domnul Ciubotaru Ionel, Brănici Gheorghe, Oancea Gabriel, domnul Țărțoacă Stelică, domnul Mihalache și doamna Alexandru. Vă mulțumim, domnul Denci, dacă mai sunt alte propuneri. Da, asta e o propunere de partea, dacă mai sunt alte propuneri. Da, o puneți să schimbați. Doamna Corneanu. De exemplu, doamna Antoche ar fi foarte indicat pentru Comisia Economică, de specialitate. Inginer. Important este că noi punem la vot propunerile așa cum au fost formulate. Deci în ordinea formulării. Dacă doamna Corneanu, pentru că este a doua propunere, dânsa vine cu ideea ca domnul Antoche, fiind de specialitate economică, să treacă la Comisia Buget. Dar, doamna consilier, trebuie să faceți cumva o propunere. Da, ori faceți propunerea de la A la Z pe Comisia Juridică, pe Comisia Buget, pentru că dumneavoastră ați făcut referire doar la un singur consilier și deja nu mai știm ce e și cum. Cum doriți? N-am nicio obiecție neapărat.
Deci, o singură propunere avem. Am să fie și eu o propunere, dacă permiteți. Haideți! La Comisia Buget Finanțe, doamna Glică, Ciubotaru, Brănici, Oancea, Antohe, Țârcioacă și Mihalache. Repetați, rog. Deci, Glică, Ciubotaru, Brănici, Oancea, Antohe, Țârcioacă și Mihalache. La juridic, eu, domnul Denciu, domnul Mateiaș, doamna Corneanu, domnul Iorga, doamna Alexandru și domnul Mihalache. Aș avea și o obiecție aici. Știu că aceste comisii se aleg în funcție de activitatea fiecare persoană în parte. Nu pot la juridic, dar ce domeniul meu, de activitatea pe care îl prestez, nu este juridic. Doamna Alexandru, vreau să vă las la cunoștință faptul că dumneavoastră acum ați fost invitată. Vreau să vă spun că nici nu aveam de unde să știm ce studii aveți dumneavoastră sau ce activitate desfășurați dumneavoastră, că nu este. Pentru că, nu știu, poate domnul consilier Denciu vă cunoaște și atunci, nu întâmplător, v-a propus la Comisia Buget. Iar dumneavoastră obiecție la ce să aveți? Că nu s-a votat nimic. Nu, a făcut obiecție la propunerea mea. Păi nu are dreptul să facă nicio obiecțiune la nicio propunere. Pentru că propunerile se votează în conformitate cu legea. Nu discutăm în contradictoriu. Așteptăm. Doamne Alexandru, vă rog frumos să respectați ceea ce spune legea. Vă rugăm frumos, vă scrieți la cuvânt, nu fiecare vă mete. Eu cred că fiecare are dreptul la... Doamne Alexandru, vă rugăm frumos, vă scrieți la cuvânt. Bun, haideți să revenim la propunere. Dacă mai sunt alte propuneri, dacă sunt numai astea două propuneri, le spunem la vot prima propunere. Cine este pentru prima propunere făcută de domnul Denciu? Dați-mi voie să reamintesc. Vă rog, da, ca să votați în cunoștință de cauză. Domnul Denciu a propus pentru Comisia de Buget să facă parte doamna Gliga, domnul Ciubotaru, domnul Brănici, domnul Oancea, domnul Țârțoacă, domnul Mihalache, doamna Alexandru. La Comisia Juridică, doamna Moldoveanu, domnul Denciu, domnul Antochi, domnul Matiaș, doamna Corneanu, domnul Iorga. Vă aduc la cunoștință din ceea ce consta din această propunere, că prima conține un număr impar de consilieri și este foarte bine. Cea de-a doua la juridică conține un număr par de consilieri, astfel încât dacă aveți vreo soluție să facem impar numărul la amândouă comisiile. Nu se poate să funcționăm cu număr par. Vin cu propunerea, atunci vă sugerez ca domnul Mihalache să meargă și la comisia, pentru că este viceprimar, da? Și la comisia buget și la comisia juridică, dacă sunteți de acord. Eu, în propunerea mea, am zis că și domnul Mihalache să facă parte și din comisia de buget, la ambele comisii. Aha, deci n-am notat așa ceva, nu e clar să face cum ea să iei. Bun, acum așa că... Haideți să vedem. Haideți să vedem. Votarea la
pentru comisia, nu, pentru comisia buget și comisia juridică, așa cum a fost formulată, propunerea de către domnul Denciu. Deci cine este, cine este pentru? Stați un pic. Haideți să numărăm domnul președinte. Încă o dată votul pentru propunerea lui domnul Denciu. Deci cine votează? Doamna Corneanu, domnul Iorga, cine mai votează pentru? Domnul Denciu. Și doamna Alexandru. Și doamna Alexandru. Mai votează cineva pentru propunerea domnului Denciu? Repetăm. Au votat pentru. Stați un pic, că se fac niște hotărâri și vă rog frumos, un pic de responsabilitate să avem. Deci pentru propunerea domnului Denciu au votat favorabil doamna Corneanu, domnul Iorga, domnul Denciu și doamna Alexandru. Deci patru voturi pentru. Cine este împotriva propunerii domnului Denciu? Vrem să numărăm voturile împotriva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 4, 12, nu iese 8. Da? Se abține cineva? Deci nu ne iese numărul de voturi. Vă rugăm frumos. Dar n-am văzut, vreau încă o dată, propunerea, deci pentru împotrivă. Cine este împotrivă? 6, 7, 9, după dumneavoastră mai e cineva? Nu. Ok, 9 voturi împotrivă. Haideți să supunem la votul și propunerea. Propunerea doamnei Moldoveanu. Da. Pentru Comisia Buget, propunerea doamnei Moldoveanu este doamna Grina, domnul Ciubutaru, domnul Brănici, domnul Oancea, domnul Antohe, domnul Țărțoacă, domnul Mihalache. Pentru Comisia Juridică, doamna Moldoveanu, domnul Denciu, domnul Matiaș, doamna Corneanu, domnul Iorga, doamna Alexandru și domnul Mihalache de asemenea. Supunem la vot Comisia Buget. Cine este de acord cu propunerea făcută de doamna Moldoveanu? Numărați dumneavoastră. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Împotrivă. 1, 2, 3, 4. Supunem la vot Comisia Juridică propusă de doamna Moldoveanu. Cine este pentru? Nu. Cine este împotrivă? Deci, comisiile au fost validate și stabilite. Propunerea doamnei consilier Moldoveanu. Propunerea doamnei consilier Moldoveanu a rămas valabilă. Deci a fost aprobată cu majoritate, De voturi. Dăm cuvântul acum doamnei secretar al Comunei pentru a ne expune punctul. Problema de expus cu privire la aceste comisii de specialitate. Proiectul de hotărâre precizează la articolul 2 alineatul 1 că membrii comisiilor organizate, potrivit a ceea ce ați hotărât dumneavoastră, se vor întâlni în ședințe de organizare proprie până la data de 1 decembrie 2020, stabilită de comun acord între membrii acesteia, în vederea alegerii președintelui și secretarului comisiei. Rezultatul acestor alegeri va fi consemnat în procesul verbal, încheiat în ședință de organizare internă proprie și care va fi înaintat secretarului general al comunei.
Atribuțiile comisiilor sunt cele prevăzute la articolul 155 din ordonanța 57/2019 și vor fi stabilite probabil în următoarea ședință a Consiliului Local, ședința ordinară, în care urmează să aprobăm și regulamentul de organizare și de funcționare pentru Consiliul Local Buciumi, mandatul 2020-2024. Acest aspect am dorit ca să-l aduc la cunoștință, dacă există cineva care dorește prorogarea acestei propuneri de termen 1 decembrie. Nu? Astăzi nu. Deci astăzi sau mâine, da, puteți să rămâneți după ședința de Consiliu, să vă organizați, vă alegeți președintele și secretarul și, da, mulțumesc. Acum, da, vom trece la ultimul subiect. Penultimul, cu ultimul și în conformitate cu codul administrativ, pe scurt, am să aduc la cunoștință informații necesare exercitării mandatului de către consilierii locali din cadrul Consiliului Local Buciumi, mandatul 2020-2024. Subsemnata Bile Elena, secretar general al Comunei Buciumi, județul Bacău, în vederea exercitării mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local Buciumi pentru perioada 2020-2024, vă aduc la cunoștință următoarele informații. 1. Actul normativ de bază care stă la organizarea și funcționarea Consiliului Local este Ordonanța de Urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Atribuțiile acestui organ deliberativ sunt prevăzute în articolul 129, iar funcționarea pe tipuri de ședințe ordinare, extraordinare, este prevăzută în articolul 133. Desfășurarea ședințelor Consiliului Local Buciumi este reglementată de asemenea în articolul 138. În sensul că acestea sunt publice, se desfășoară în limba română sub conducerea președintelui de ședință, ales pe o perioadă de până la 3 luni, prin hotărârea Consiliului Local, iar dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi se face conform ordinii din actul de convocare în ședință. Președintele de ședință este obligat să acorde cuvântul inițiatorului proiectului de hotărâre, ori de câte ori acesta o solicită, precum și consilierilor locali care solicită înscrieri la cuvânt în ordinea înscrierii. Consilierii locali sunt obligați ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema supusă dezbaterii și cu respectarea principiului de a nu se face dialog între vorbitori. Concluziile dezbaterilor din ședință și modul de exercitare a votului consilierilor sunt consemnate într-un proces verbal ce va fi semnat de președintele de ședință și secretarul general al comunei, urmând a fi prezentat în următoarea ședință supus aprobării. 3. Participarea consilierilor locali la ședință este obligatorie, cu excepția cazului de absență motivată. Aceștia sunt convocați înscriși prin dispoziția primarului, dar și prin documentul de convocare semnat de către consilierii locali care au această inițiativă. Convocarea tuturor consilierilor la ședințe se realizează de secretarul general al comunei cu 5 zile înaintea ședințelor ordinare, cu 3 zile înaintea celor extraordinare sau de urgență pentru caz de forță majoră. Înregistrarea prezenței este obligatorie la ședințe și se certifică prin semnătură din partea consilierilor locali pe documentul de evidență pus la dispoziție de secretarul general. Consilierul local care nu poate lua parte la ședință are obligația de a comunica această situație secretarului general înainte de data ținerii ședinței. Proiectele de hotărâre pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau de cetățeni. Ulterior dezbaterilor, pe marginea acestora, Consiliul Local adoptă hotărâri care sunt semnate de președintele de ședință și contrasemnate de legalitate de secretarul general. Pe toată perioada mandatului se constituie și funcționează comisii de specialitate pe domenii de activitate,
care lucrează în plen, întocmesc procese verbale, emit avize favorabile sau nefavorabile cu privire la proiectele de hotărâre analizate. Participarea consilierilor locali la activitatea pe comisii este obligatorie. Convocarea în ședințe, realizându-se de președintele comisiei prin intermediul secretarului acesteia. Ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară înaintea ședințelor de consiliu, iar documentele întocmite se prezintă secretarului general. 6. Suspendarea mandatului de consilier local are loc în următoarele situații. A. A fost dispusă măsura arestării preventive. B. A fost dispusă măsura arestului la domiciliu. C. A fost însărcinat de către autoritățile competente pentru exercitarea unei misiuni în țară și în străinătate. 7. Încetarea mandatului de consilier local are loc în următoarele situații. La data constituirii noului consiliu local, prin demisie, constatarea și sancționarea unui stăr de incompatibilitate, prin schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, prin lipsa nemotivată de la cel mult 3 ședințe ordinare sau extraordinare consecutive pe durata a 3 luni calendaristice, prin lipsa nemotivată de la 3 ședințe de consiliu pe o perioadă de 3 luni calendaristice, ceea ce împiedică desfășurarea în condițiile legii a ședințelor. Imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni, condamnarea prin hotărâre judecătorească la o pedeapsă privativă de libertate, punerea sub interdicție judecătorească, pierderea drepturilor electorale, pierderea calității de membru al partidului pe a cărei listă a fost ales, condamnarea prin hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni electorale și, din păcate, pentru deces. Incompatibilitățile consilierilor locali sunt următoare. Funcție de primar sau viceprimar, deși aici există o excepție, domnul viceprimar își păstrează calitatea de consilier local, dar nu beneficiază de indemnizație ca restul consilierilor. Funcție de prefect sau subprefect, calitate de funcționar public sau angajat cu contract de muncă în aparatul propriu al Consiliului Local respectiv sau în aparatul propriu al Consiliului Județean ori Prefectura. Funcție de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, asociat, administrator la societăți comerciale de interes local, înființate sau aflate sub activitatea Consiliului Local respectiv. Funcție de reprezentant al statului la o societate comercială care își are sediu, oricare deține filiale în UAT-ul respectiv, calitate de deputat, senator și funcție de ministru, secretar de stat, nu cred că vom avea astfel de cazuri. Conflictul de interese pentru consilierii locali se referă la abținerea de la votarea proiectelor de hotărâre care privesc probleme în care consilierul local are un interes personal pentru sine sau pentru rudele, ori afinii săi, sau care ar aduce foloase acestuia sau rudelor, respectiv afinilor săi, respectiv semnarea documentelor care ar avea astfel de efecte. Drepturile aleșilor locali, în primul rând dreptul la protecție în exprimarea opiniilor pentru soluționarea și gestionarea treburilor în interesul colectivității locale. Dreptul de a se constitui în grupuri în funcție de partide, alianțe pe ale căror liste au fost aleși, drept la inițiativă în promovarea actelor administrative, dreptul la indemnizația lunară de consilier local pentru participarea la cel puțin o ședință ordinară extraordinară și la cel puțin o ședință a comisiilor de specialitate și care este în cuantum de până la 10% din indemnizația lunară a primarului. Dreptul la formarea profesională, la decontarea transportului, de a avea acces la informații de interes public și dreptul de asociere. În ceea ce o privește obligațiile consilierilor locali, în primul rând de a respecta legile și regulamentul de organizare și funcționare, de a participa la toate ședințele Consiliului Local și ale comisiilor de specialitate, de a exercita cu bună credință și fidelitate atribuțiile ce le-au fost conferite prin această calitate, obligația de probitate și discreție profesională, cinste și corectitudine, obligația de a se informa
obligația de a întocmi și de a depune la secretarul general al comunei declarația de avere, declarația de interese. Cu privire la aceste ultime documente, legislația prevede că în termen de 30 de zile de la validare, consilierul local trebuie să prezinte din nou declarațiile de avere și declarațiile de interese. Așadar, vă aștept pe toți 13 pentru depunerea declarațiilor la începutul mandatului, iar pentru cei care ați avut calitatea de consilier local și în mandatul trecut, un alt exemplar din declarație de avere, respectiv declarație de interese, la încetarea mandatului. Vă rog frumos cât de urgent se poate, pentru că o parte ați fost astăzi, ați depus jurământul, dar în mare majoritate au depus jurământul de ceva timp și termenul ne cam presează. De aceea am rugămintea să prezentați declarațiile de avere, declarațiile de interese. Repet, la încetarea mandatului, de două exemplare originale fiecare și la validarea mandatului, în două exemplare originale. Orice alte informații necesare exercitării mandatului pot fi solicitate secretarului general al comunei în scris, verbal, în cadrul ședințelor de consiliu sau la sediul primăriei. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și sper că mulțumesc. Să vă pun la dispoziție și niște informații, să zicem, folositoare. Vă mulțumesc, doamna secretar. Trecem la punctul 5 al ordinii de zi, diverse. Dacă dorește cineva să scrie la cuvânt. Domnul Mateaș. Dacă mai dorește cineva, închidem lista. Aveți cuvântul, domnul Mateaș. Dragii mei colegi, doamna secretară, domnule președinte, pentru că sunt ceva din consilier, vă rog să-mi permiteți să vorbesc din picioare. Ceea ce aș dori să vorbesc, aș simți din suflet. Desfășurarea ședinței a fost în bune condiții. Întrunirea noastră, aici, prin care ne vedem față în față, va fi o întrunire de 4 ani de zile. Aici v-aș ruga, indiferent de culoarea politică prin care o avem, prin care susținem, suntem aleși de popor, de oamenii noștri, să nu desamăgim, să fim alături de ei, să fim întruniți cu toții, să ne înțelegem, să nu dăm naștere la cuvinte în care să ne încurce proiectele de hotărâre prin care trebuie să le desfășurăm. Vă spun un singur cuvânt de al domnului primar, pentru că toți cred că sunteți, vă puneți întrebarea, nici nu este aici între noi. Atât mi-a spus, Neni Matias, și ești mai vârstnic. Respecti oamenii prin care au votat și cei care nu au votat. Am înțeles, domnule primar. Avem oameni competenți în mijlocul nostru. Fericit cei de consilieri prin care nu de la PSD. M-am încercat și pentru doamna Alisandru, prin care sunt în mijlocul nostru. Pe domnul Iorga, prin care este un om competent, un om prin care este în mijlocul oamenilor, toată ziua lucrează cu domnul. Sunt sigur că aceste lucrări ale noastre o să se desfășoare în bune condiții. Cu înțelegerea și cu gândirea de a fi apropiați de acești oameni prin care noi toți timp de 4 ani de zile vom fi față în față. Mai spun încă o dată și repet, nu trebuie să dăm naștere la discuții din care să ne desorganizeze această echipă și să dăm dovadă că într-adevăr suntem conștienți și suntem puternici pentru această comună de a putea să fie în floare. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și dacă am găsit ceva, vă rog să vă iertați. Vă mulțumim, domnul Mateaș. Nemai fiind înscrieri la cuvânt, succes în activitate și spor la treabă. Cu acestea fiind spuse, declar ședința închisă. Vă mulțumim.